Cum să eviți acuariția firelor crescute sub piele, pe picioare? Bun, de ce ai găsit ținuta potrivită? Părul tău arată grozav, pielea este lipsită de imperfecțiuni, dar te-ai epilat cu lama seară și acum te-ai trezit cu o iritație neplăcută și câteva fire rămase sub piele, pe picioare. Pentru a evita astfel de dezastre post-epilare, iată cheia către picioare superbe, epilează-te cu lama imediat după ce ai făcut un duș cald. Umiditatea va deschide foliculii părului, iar epilarea în acest moment va evita apariția iritațiilor. Exfoliază pielea înainte. După duș, asigură-te de faptul că hidratantul tău nu este pe bază de ulei. Nu te epila cu lama prea des pentru că poți deranja foliculii părului. Câteva sfaturi utile. 1. Dacă nu ai la îndemână un gel pentru bărbierit, folosește balsam de păr. 2. Epilează-mi totdeauna în direcția creșterii părului. 3. Nu te epila niciodată cu lama pe picioarele uscate. 4. Folosește doar produse bine cunoscute și larg răspândite. Găsește mai multe produse de îngrijire a pielii la cel mai bun preț, compania cosmeticilor proaspete.